Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami simplu, aș putea spune, deoarece astăzi am să vă arăt cum să faceți acest mic rucsac care arată așa și, bineînțeles, se și poate deschide. Haideți să trecem și la tutorial. Ok, pentru a începe acest model vom lua o coală A4, orice culoare dorim noi, eu aici voi folosi albastru și o vom ține în această poziție, după care vom îndoi această muchie din lateral către muchia aceasta de sus, da? Cu mare atenție să fie totul exact și pliem totul bine, astfel. După care întoarcem foaia pe partea cealaltă și rotim 90 de grade și apoi îndoim această porțiune de jos, astfel încât să ne mulăm după marginea aceasta a laturii de mai devreme. Da? Practic va trebui să îndoim astfel încât aceste margini să fie perfect paralele și să ne asigurăm că suntem îndoim fix pe această linie de jos. Mare, mare atenție! Astfel, după care desfacem totul și obținem la loc foaia cu aceste două îndoituri și tăiem porțiunea aceasta de aici, acest dreptunghi, eu am să îl rup repede și astfel vom obține un pătrat din care vom face rucsacul și încă un element auxiliar, un mic dreptunghi pe care îl vom folosi chiar acum pentru mânere, da? Și pe acesta la fel, îl ținem cu lungimea în partea de sus și îl îndoim în jumătate exact așa, ca pe o carte, pliem bine, după care tăiem acest dreptunghi în jumătate. Vom obține două piese, noi avem nevoie de una singură, deci aveți o rezervă în cazul în care veți greși vreun pas. Și apoi ținem acest mic dreptunghi în această poziție și îl vom îndoi în trei părți egale, da, pe verticală. Și pentru a face asta, pur și simplu îl vom îndoi ușor, astfel încât de sus să obținem litera S, exact așa, și ne asigurăm că toate aceste porțiuni sunt egale, exact așa, se poate vedea că după ce ați format S-ul, ele se vor apropia și totul va fi în regulă, astfel, exact așa, și apoi doar ciupim puțin aici la vârfuri și apoi desfacem și îndoim de-a lungul acelor ciupituri, da, pe toată latura, desfacem, rotim și îndoim și cealaltă porțiune a hârtiei, după care desfacem și vedeți că avem trei secțiuni egale, da? După care, bineînțeles, le tăiem și pe acestea și apoi, după ce obținem o astfel de secțiune, încă un dreptunghi și mai mic, îl vom îndoi în jumătate, astfel, pe lungime, după care desfacem și apoi îndoim fiecare margine către linia din centru. Mare, mare atenție! Rotim și repetăm procedeul și în partea cealaltă. Astfel, și acum îndoim de-a lungul liniei de la jumătate pe care am format-o mai devreme. Și vom obține un triunghi foarte, foarte subțirel, după care repetăm procedeul și pentru celelalte două dreptunghiuri micuțe. Da, va trebui să obținem în total trei astfel de dreptunghiuri subțiri identice. Ok, și așa vor arăta cele trei dreptunghiuri subțiri, le punem momentan deoparte și vom reveni la ele mai târziu, iar acum ne vom întoarce la pătratul pe care l-am obținut inițial, da? Și vedeți că deja avem o diagonală
formată de când am rupt pătratul din coala a 4, rotim un pic și apoi îndoim de-a lungul celeilalte linii diagonale a pătratului și, bineînțeles, pliem cu mare atenție, ne asigurăm că totul este perfect aliniat și facem pliul. Exact așa, după care desfacem, rotim astfel încât să obținem pătratul din nou și îndoim această linie de jos către cea de sus și vom obține linia de la mijloc, da? Paralelă cu aceste două muchi. După care desfacem, rotim 90 de grade și repetăm același procedeu pentru a obține cealaltă linie care desparte pătratul în două, cealaltă linie de la jumătate, exact așa, apoi desfacem, după care vedeți că avem patru pătrate mai mici, da? Fiecare cu diagonala lui. Rotim iarăși puțin pătratul mare și vom îndoi fiecare colț al pătratului către punctul acesta central, da? Exact așa. Și bineînțeles, repetăm același procedeu pentru toate celelalte pătrate mici. Exact așa, și am obținut tot un pătrat, însă mai mic decât cel inițial, da? Și acum vom repeta aceeași tehnică cu S-ul, ca la aceste mici dreptunghiuri, și vom lua acest pătrat, vom îndoi muchiile astfel încât să obținem un S. Nu vă îngrijorați de excesul acesta de hârtie de aici, pentru că oricum nu va conta la final. Important este ca pe una din laturi să o împărțim în trei părți egale și se poate vedea că asta am făcut acum folosind tehnica literei S. Exact așa. Nu este nimic dacă nu aproximați la milimetru. Important este să fie trei părți, astfel, și vedeți că am făcut aici ciupiturile de început, după care ne apucăm și îndoim o treime, desfacem, după care rotim și îndoim această linie de jos către linia pe care tocmai am format-o și vom obține și celelalte părți. Exact așa, și vedeți că am împărțit în trei părți egale, după care trebuie să împărțim în trei și în cealaltă direcție, dar aici este mai ușor pentru că le avem deja pe acestea și vedeți că aici unde se intersectează linia aceasta verticală cu linia diagonală, pur și simplu aduceți muchia către acest punct și va fi fix pe o treime a laturii pătratului, da? Desfacem, rotim și apoi îndoim și ultima treime cu mare, mare atenție, exact așa, da? Și vedeți că am împărțit acest pătrat în 9 părți egale, după care desfacem aceste triunghiuri din lateral, exact așa, și apoi îndoim de-a lungul acestei linii mari de aici, aceasta așa. După care o ridicăm și o ținem în această poziție de 90 de grade și repetăm procedeul și cu linia aceasta de jos, da? Mare, mare atenție! Apoi vom avea ceva de genul acesta și vedeți că avem aceste linii diagonale de aici. Vom îndoi de-a lungul acestor linii diagonale astfel încât aceste două muchii să se unească și de sus se va vedea așa, da? Mare, mare atenție! Și am să vă arăt încă o dată și în cealaltă parte cum trebuie procedat. Practic îndoim de-a lungul acestei linii, după care avem linia aceasta diagonală de aici unde va trebui să unim muchiile. Exact așa. Și vom obține aici ca un fel de perete, da? După care, cu mare atenție, îndoim de-a lungul acestei linii exact așa și pliem totul înăuntru. Ne asigurăm că și pe margine este totul drept și vedeți că am obținut un fel de cutie. Dacă repetăm același procedeu și în cealaltă parte, va fi o cutie pătrată, da? Doar că fără capac. Și bineînțeles vom repeta procedeul și în partea cealaltă, doar că ne vom opri la acest pas și vom îndoi acest mic triunghi în jos exact așa,
Vedeți că se potrivește aici perfect. După care, dacă ținem cutia în această poziție, vedem că avem un pătrat mic aici. Vom îndoi în jumătate astfel. Exact așa. Pliem bine. După care vom îndoi ușor de-a lungul acestor linii de aici, de la jumătate, astfel încât să apropiem aceste două margini exact așa, da? Și le facem pe amândouă simultan, exact așa. Îndreptăm aici în partea de jos și practic va trebui să obținem forma de pungă, însă nu pliem cu totul, ci lăsăm forma să rămână așa tridimensională, după care introducem această porțiune de aici în acest spațiu și astfel vom închide ghiozdanul, da? Exact așa, iar forma finală pe care va trebui să o obținem este aceasta, da? Și acesta este corpul rucsacului, îl punem deoparte și acum ne putem apuca de ademânere. Luăm unul din aceste dreptunghiuri mici și vom îndoi o bucată de cam un centimetru, exact așa, și repetăm și în partea cealaltă, bineînțeles, îndoim aceeași distanță, le aproximăm la ochi astfel încât să fie cât de cât egale, după care repetăm același procedeu cu încă unul dintre cele trei dreptunghiuri micuțe, da? Aici puteți să vă folosiți drept ghid acest mic dreptunghi pe care l-ați făcut aici, da? Pur și simplu le uniți și le îndoiți pe amândouă deodată. Mare atenție să iasă cât de cât egale. Eu am să le aproximez la ochi. Repet, trebuie să îndoim aproximativ un centimetru. Exact așa. După care le punem deoparte și vom lua ultimul mâner, ultimul dreptunghi. Vom îndoi tot așa, aproximativ un centimetru, poate chiar mai puțin, exact așa, și apoi îndoim încă o dată, astfel, și vom obține o formă ceva de genul acesta, o formă de literă Z, după care întoarcem pe partea cealaltă, astfel, și acum vedeți că avem cifra 5 sau litera S. Și apoi, în această parte, aproximând tot la ochi, vom îndoi în așa fel încât să obținem o porțiune egală cu cea din partea stângă și apoi îndoim la loc către exterior, exact așa. Și verificăm din această poziție să fie relativ egale, eu zic că sunt, și apoi, de-a lungul acestei linii din margine, tot ce este aici în dreapta este exces de hârtie, așa că nu vom mai avea nevoie de el. Îl vom tăia cu o farfecă și apoi acesta este mânerul ghiozdanului pe care îl folosim să îl ținem în mână, iar acestea sunt curelele pentru a îl ține în spate. Și acum vom lipi acest mâner pe acest dreptunghi, aici, exact așa, după care mânerele le vom lipi cu aceste porțiuni mici de un centimetru. Una din ele o vom lipi aici, în partea de sus a ghiozdanului. Exact așa. Da? Și apoi pe cealaltă o vom lipi în partea de jos. Astfel și vedeți că se va curba perfect, astfel încât să reprezinte cureaua ghiozdanului, să-l putem pune în spate. Da? Și ca poziție, undeva pe la mijlocul acestui dreptunghi, vedeți că spatele rucsacului este împărțit în două dreptunghiuri, vom folosi jumătatea unui dreptunghi pentru o curea, o jumătate pentru cealaltă curea. Și bineînțeles, ambele curele le vom pune identic, da? Câte una pe fiecare dreptunghi, mânerul cealaltă aici sus și după ce am lipit totul așa cum trebuie, ghiozdanul nostru va fi gata. Ok, și după ce am lipit toate elementele la oaltă, bineînțeles și după ce s-a uscat lipiciul, ghiozdanul nostru va arăta așa și va fi gata, da? Bineînțeles, vom oferi o formă cum trebuie acestor curele, da? Nu le vom lăsa așa. La mine încă nu s-a uscat lipiciul, de aceea nu voi mai interveni, însă el ar trebui să arate așa și mai am încă unul
și pe galben, vedeți că acesta arată mai ok. Și bineînțeles, putem să și deschidem ghiozdanul și aici să punem cărți sau ce alte elemente mai dorim noi. Bineînțeles, tot din origami, da? Și nu este greu de făcut absolut deloc. Într-adevăr, este origami normal, nu din acela cu piese multe, cum suntem obișnuiți, însă este ușor de făcut și eu zic că rezultatul este foarte drăguț, da? Și perfect de adăugat la această colecție de Back to School. Bineînțeles, puteți să-l faceți în ce culori doriți voi. Eu l-am făcut aici pe galben și pe albastru, din câte se poate vedea, și să-l personalizați exact așa cum doriți, să-i adăugați aici, să-i desenați o față sau să-i adăugați niște apțipilduri, ce doriți voi. Posibilitățile de personalizare sunt nelimitate, da? Însă modelul final arată așa și, bineînțeles, aici se va încheia și tutorialul pentru acest model. Sper că v-a plăcut acest model și că v-a ieșit și vouă. Dacă ați încercat să-l faceți, aștept să aud părerea voastră în comentarii legată despre acest model și dacă v-ați mai dori să fac modele de genul acesta, adică normale, dar cumva modulare și să facem mini proiecte din astea DIY, da? Nu doar origami 3D cu piese. Lăsați un comentariu mai jos și de asemenea, dacă aveți vreo altă sugestie de model, la fel, lăsați un comentariu mai jos. Nu uitați să dați like, share și subscribe și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut!